Consiliul Local Mediaș s-a întrunit luni după amiază în cadrul unei ședințe extraordinare. Unul dintre proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a fost cel cu privire la alegerea viceprimarului municipiului Mediaș. Au existat două propuneri făcute de către grupurile de consilieri locali. Astfel, grupul consilierilor PNL a propus-o pentru această funcție pe Cristine Telman, iar grupul consilierilor PSD pe Anca Suciu. În urma votului secret exprimat de către 19 aleși care au participat la ședință, 13 în sala Daniel Telman și alți 6 online, Cristine Telman a fost aleasă în funcție de viceprimar cu 17 voturi pentru, în timp ce Anca Suciu a avut 2 voturi. La vot au participat 19 consilieri locali. Din numărul de 19 voturi valabile exprimate s-au înregistrat. Pentru doamna Telman Cristine 16 voturi, pentru doamna Suciu Anca 2 voturi. O abținere. Felicitări domnișoarei Cristine Telman. A fost validată pentru un nou mandat de viceprimar, fapt care mă onorează, dar mă și responsabilizează. Vreau să mulțumesc domnului primar Roman Gheorghe pentru încrederea și susținerea acordată, dar și colegilor mei, consilieri locali, pentru votul de încredere. Consider că acest mandat pe care medieșenii l-au acordat este unul bazat pe încredere, continuitate, dar și performanță, iar responsabilitatea noastră este de a implementa cele mai bune proiecte de dezvoltare pentru municipiul nostru. Un dialog constant și o administrație publică orientată către cetățeni reprezintă drumul corect atunci când ești preocupat cu adevărat de binele comunității pe care o reprezinți, indiferent din ce funcție. Doresc să le urez mult succes noilor consilieri locali și îndemn la un angajament ferm față de medieșeni prin susținerea proiectelor importante pentru municipiul Mediaș.